prin COVID, testate în condiții de laborator. Total au fost procesate până la etapa respectivă 11.763 de teste. Avem 132 cazuri de import și 2.340 cazuri cu transmitere locală. Pe parcursul zilei de ieri au fost confirmate 145 de cazuri noi, 3 sunt de import, 142 sunt cazuri de transmitere locală, dintre care vreau să menționez că din regiunea din stânga Nistrului s-au confirmat 76 de cazuri. Solicitările către CNAMUP sau Asistența Medicală Urgență Prespitalicească pe parcursul la 24 de ore au fost de 1693, fiind transportați inclusiv pacienți care erau suspecți de COVID la instituțiile medicale spitalicești. Starea de sănătate a pacienților care la momentul actual sunt internați în instituțiile spitalicești, 212 persoane sunt în stare gravă, cu gravitate medie 558 persoane și stare satisfăcătoare în rest. Cu regret avem 14 persoane, 9 la Spitalul Clinic Republican și 5 la Institutul de Medicină Urgentă, care sunt la respirație artificială. Total avem tratate 478 de persoane, pe parcursul zilei de ieri au fost externate 21 de persoane. Astăzi continuăm tradiția ca în cadrul briefingului să participe practicienii, cei care sunt pe prima linie în sistemul medical, realizează actul medical și vreau să salut respectuos pe domnul vicedirector a Spitalului Raional Căușeni, Viorel Ceban, și totodată vreau să o salut pe șefa Centrului de Sănătate Fălești, Nina Șceslivei. Bună dimineața! Am să-mi permit să încep de la doamna Șceslivei, pentru că reprezentați asistența medicală primară. Vreau să vă întreb care este atmosfera în colectivul dumneavoastră. Vreau să vă întreb care este conlucrarea în această perioadă de pandemie cu autoritățile publice locale. Care sunt provocările pentru asistența medicală primară? Hristos a înviat, stimată doamna ministru. Adevărată. Hristos a înviat. Activitatea asistenței medicale primare în această primăvară tristă este destul de complicată și foarte grea, adică avem foarte multe sarcini. Avem o conlucrare foarte strângentă cu toți colegi, cu centri de sănătate autonom, suntem 6 la număr, cu colegii de la asistența medicală de urgență, cu colegii de la Spitalul Raional Fălești. Totodată avem o susținere și o colaborare cu administrația publică locală, cu primărie orașului, cu și cu poliția. Noi participăm la comisie de situație excepțională, aducem un aport de unele, poate ceva măsuri care trebuiesc din partea noastră și avem o susținere și o conlucrare foarte stringentă. Mulțumim. Care e atmosfera, doamna Șceslivei, în colectiv? Deci, atmosfera, vreau să menționez că suntem puțin medici de familie, chiar și în celelalte zile a fost neajuns de medici de familie, dar acum, în situația aceasta, lucrăm. Atmosfera este foarte așa de pentru luptă cu coronavirus, chiar și medicii care sunt vârstă pensionară și cu comorbidități, ei acceptă activitatea prin telefon. N-am avut niciun răspuns când vor să activeze, ori să ducă poate boală, ori în concediu de rând. Deci lucrul merge, tot colectivul și asistenți medicali și infirmieri și medici de familie sunt gata pentru lupta cu coronavirus, adică noi și luptăm de acum. Lucrăm, activăm. Eu vă aducem sincere aprecieri pentru ceea ce faceți, chiar dacă există această criză de cadre. Chiar cum ați menționat, chiar dacă este o primăvară complicată pentru Republica Moldova și nu doar, faceți tot ceea ce vă stă în putere prin implicarea direct în acordarea actului medical. Sincere, aprecieri, sănătate și doar bine. Mulțumim! Domnul Ceban, vă rog foarte mult, dumneavoastră reprezentați o instituție raională și noi am activat treptat instituțiile raionale în
acordarea actului medical, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Care sunt condițiile pentru acordarea asistenței medicale în condițiile spitalicești, clar că? Care este atmosfera în colectiv? Vreau să vă referiți la măsurile de protecție individuală. Vă rog foarte mult. Da, bună ziua, doamna ministru, Hristos am iată toți. Aș vrea să vă spun că inițial este ideea sunt 15 paturi pentru pacienții confirmat COVID-19, ulterior, luând în considerație ceea ce s-a întâmplat în raionul vecin, am mai desfășurat niște paturi suplimentare pentru pacienții confirmați. Avem împărțite blocuri aparte pentru triaj și ne străduim ca să acordăm și urgența non-COVID, iarăși pentru raionul Căușeni și pentru raionul Ștefan Cot, luând în considerație ceea ce s-a întâmplat acolo. Suntem o echipă care luptă foarte târz cu COVID-19 și echipa noastră merge înainte fără a se uita în urmă. Dacă puteți să-mi spuneți vis-a-vis de măsurile de protecție individuală, dacă le aveți... Criciul de situație excepțională regională, am fost dotați cu echipamente de protecție de înaltă performanță, cu atât mai mult și le utilizăm absolut toți. Adică a fost dat un ordin ca absolut tot personalul medical să poarte măști, mănuși, ca să evităm infectarea personalului nostru. Vă mulțumim foarte mult, cu adevărat cunoaștem că ați activat într-un cere mulțumiri și vreau să vă urez mult curaj și doar împreună sunt sigur că vom depăși această situație epidemiologică dificilă, astfel încât să nu avem, sper că, într-un răstim destul de rezonabil, niciun caz de COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Sănătate tuturor și numai bine! Noi vă mulțumim, doamna ministru, și vă spunem sincer că vă suntem alături. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Stimați concetățeni, după cum cunoașteți, aseară târziu a aterizat pe aeroportul internațional din Chișinău o rută charter din Republica Populară Chineză care avea la bord un lot așa impunător de produse, în special ca să menționez că este vorba despre echipamente de protecție individuală, inclusiv este vorba și despre acele 80.000 de teste care au fost achiziționate în mod centralizat din sursele fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală. Astăzi aș vrea să vin cu câteva detalii în privința acelui lot, ceea ce ține de distribuirea lui. Și dacă îmi permiteți, într-adevăr, am să încep de la teste, pentru că am văzut că sunt în mijloacele de informare în masă mai multe aspecte invocate, ceea ce ține de aceste teste. Este vorba de 80.000 de kituri de amplificare, este vorba de 80.000 de kituri de extracție, adică nu este vorba doar de simple teste, și 50.000 de kituri pentru prelevarea probelor de la pacienți, adică acel mediu de prelevare care este esențial. Deci este întreg lanț al procesului de testare și nu doar un element din acest proces de testare, de aceea trageți atenție, vă rog frumos, la aceste cifre la care fac referire. Testele, ca și destinatar final, este Agenția Națională Sănătate Publică, ele au fost transportate în condițiile și rigorile care sunt determinate și aceste teste vor fi utilizate pe platforma laboratoarelor Agenției Naționale Sănătate Publică, cum am menționat, nu doar din municipiul Chișinău, dar din Bălți și sperăm foarte curând și pe platforma Caholului, dar și în cadrul la celelalte două laboratoare, mâine vom veni cu niște detalii suplimentare care vor fi în municipiul Chișinău, dar care vor spori intensitatea testărilor pe care le va aplica Republica Moldova. Totodată este vorba despre 196.000 de ecrane de protecție care la fel au fost procurate în mod centralizat și peste 100.000 de respiratoare procurate la fel în mod centralizat. Este vorba de o cifră totală de 200.000 de viziere și nici de cum o altă cifră care a fost utilizată de către anumite surse și anumiți pseudo-experți.
200.000 de viziere de protecție care au fost procurate la etapa la care pe teritoriul Republicii Moldova nu erau încă producători autohtoni gata ca să livreze aceste echipamente de protecție. Vreau să menționez că numărul acestor a fost determinat din necesitatea numerică inclusiv, dar și necesitatea din regimul de muncă a lucrătorilor medicali, astfel ca fiecare lucrător, indiferent că este din sistemul spitalicesc, este vorba din cadrul asistenței medicale urgente prespitalicească sau asistența medicală primară, să aibă cel puțin 4 viziere, pentru că ele sunt pentru un uz multiplu și pot fi supuse unui proces de prelucrare. Și anume din acest considerent a fost determinată cantitatea acestora. Ceea ce a fost livrat, vreau să menționez că sigur că este într-o consolidare sistemului de sănătate, dar nici pe departe încă reieșind din faptul că nu cunoaștem cât va dura această situație epidemiologică, când se va replica a doua oară în toamnă sau poate chiar mai târziu, depinde de fapt de evoluția acestei situații, este important ca să cunoaștem că aceste echipamente de protecție sunt extrem de necesare, ceea ce au menționat și lucrătorii din sistemul medical, pentru a proteja, în primul rând, cei care sunt pe prima linie. Totodată, în aceste bunuri care au fost livrate, se mai conțin bunurile coordonate, vreau să menționez, pe platforma Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin prisma necesităților sistemului medical. Și aici vorbim despre parteneri, precum este Orange Moldova, care ne-a întrebat care ar fi necesitățile și noi am făcut referire la echipamente de protecție și ei livrează 15.000 de mănuși, 15.000 de respiratoare, 15.000 de costume de protecție cu un nivel înalt de protecție, după cum a menționat și domnul vicedirector. Este vorba și de încălțăminte de protecție, 15.000 și 2.000 de ecrane de protecție sau viziere. În cazul Orange-ului vreau să menționez că toate aceste echipamente deja sunt livrate către destinatarul final și conform coordonărilor care au fost realizate cu Ministerul, destinatarul final sunt instituțiile medicale spitalicești care au componentă de terapie intensivă pentru că acolo este un risc înalt de îmbolnăvire, dar și pentru asistența medicală primară. După cum cunoașteți, acele cazuri care sunt tratate la domiciliu, este oportun și noi am mers pe etapa testării persoanelor vizate care sunt în supraveghere asistenței medicale primare, de aceea o parte din echipamentele de protecție vor fi oferite pentru cei care vor colecta probe, dar și nemijlocit, cum am menționat, pentru asistența medicală primară. Există un lot care este oferit de către Mold Retail Group, este vorba despre respiratoare de protecție, 95% eficacitate filtrare, 15.000 de astfel de respiratoare. Există un lot de echipamente de protecție care este oferit de către UNICEF Moldova și aici ne referim la ochelari de protecție, ne oferim la măști 2.000 de bucăți, respiratoare 19.360, termometre non-contact cu infraroșu 649 de bucăți. Vorbim de 15.000 de respiratoare care au fost procurate din deci mijloacele financiare care erau transferate în China, deci pentru organizarea unei expoziții cu vânzări și în cazul respectiv aceste 15.000 de respiratoare au fost procurate anume din acele mijloace care erau determinate pentru această expoziție. Avem un lot care a fost oferit de către comunitatea evreiască din Republica Moldova și aici ne referim la mănuși medicale, 480 de cutii sau 480.000 de bucăți. Există echipamente de protecție care au fost donate de către persoane fizice și dacă ne referim 8.000 de bucăți de măști, 10.000 de măști. Există donații care este direcționată strict către Ministerul Afacerilor Interne, către Ministerul Apărării sub formă iarăși de măști, mănuși, dar și către anumite autorități publice locale în baza unor parteneriate existente, ca de exemplu o donație pentru orașul Ungheni, măști 40.000, o donație care vine către un sat din raionul Criuleni, Hârtopul Mare, este vorba despre măști în cuantum de 10.000 de bucăți.
și livrările de medicamente care au fost o perioadă blocate din cauza procesului de producere și situații epidemiologice din China, care vor ajunge și în farmaciile din Republica Moldova, dar și în instituțiile medicale spitalicești. Sunt câteva date vis-a-vis de acel lot care a ajuns. Vreau să menționez că mergem pe același principiu, absolut toate aceste echipamente de protecție vor fi depozitate la un depozit centralizat care a fost desemnat de către Comisia Situației Excepționale și conform acelor necesități, evaluări care au fost efectuate, vom realiza distribuirea lor către atât spitalele raionale, municipale, republicane, dar ne mijlocesc și către asistența medicală primară, care la fel are nevoie ca să dispună de aceste măsuri de protecție individuală. Ceea ce este oportun ca să menționez, săptămâna aceasta mai așteptăm încă un lot de ajutor umanitar care va veni și din partea Turciei, la fel sub formă de acele echipamente extrem de necesare de protecție. Aceasta e ceea ce am vrut ca să relatez pe parcursul acestui briefing și vreau să menționez că viața are prioritate, iar sănătatea este cea mai valoroasă componentă a vieții. Să avem grijă de sănătatea noastră și de viață. O zi frumoasă tuturor!